cel mai bun vin din lume, cele mai mari dune de nisip din Europa, cel mai stilat și elegant oraș din Franța, bine ați venit în regiunea Bordeaux! Intrăm în orașul Bordeaux și trecem acum pe lângă Muzeul Vinului, pentru că orașul este nucleul celei mai mari regiuni viticole din Franța, a doua de pe planetă, unde se produc cele mai bune vinuri din lume. Ne cazăm în acest oraș și ne plimbăm pe străzile lui cu piețe largi, statui, fântâni, biserici și clădiri cu arhitectură deosebită. Admirăm acum monumentul girondinilor închinat martirilor, victime ale terorii din Revoluția franceză, plasat în cea mai mare piață din Franța. Continuăm plimbarea la pas printre clădiri istorice și ajungem la Marele Teatru, o clădire veche și valoroasă, ornamentată cu columne și 12 statui din piatră cu personaje din mitologia greacă. Bijuteria de preț a acestui oraș este Catedrala Sfântului Andrei, construită în secolul al XI-lea, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO. Aici s-au căsătorit nume celebre din istoria Franței, chiar și regi, respectiv Ludovic al VII-lea cu Eleonor, precum și Luis al XII-lea cu Ana de Austria. Ne continuăm plimbarea și ajungem în piața Bursei, având de-o parte râul Garonne și clădirile Bursa de Valori cu Muzeul Vamal pe partea opusă. În mijlocul pieței se evidențiază fântâna celor trei grații și Miroir d'Eau sau oglinda apei. Aceasta din urmă reprezintă simbolul Bordeaux-ului, este cel mai mare bazin reflectorizant din lume, are 2 cm adâncime și creează efecte de oglindă și ceață. Ne molipsim și noi cu bucuria celor care se bălăceau și se răcoreau în puțină apă într-o zi de vară toridă, când temperatura se apropia de 40 de grade. Spre seară facem o excursie în localitatea Pila Submer, situată la 60 de kilometri vest de Bordeaux, pe coasta Oceanului Atlantic, unde urcăm pe muntele de nisip. Duna lui Pilat este cea mai înaltă dună de nisip din Europa, pe care nu se urcă chiar ușor, deși este amenajată o scară.
chipurile aduse din ocean s-au deplasat spre continent, formând un munte asimetric de peste 100 de metri înălțime. Peisajul este uimitor. Într-o parte, imensul ocean albastru și în cealaltă parte, pădurea verde de pini, care de la an la an este tot mai acoperită de nisip. În mijlocul lor, acest munte de nisip auriu, deșertul Europei, ce strălucește acum sub soarele arzător de vară. Seara ne prinde pe plaja lagunei, pe coasta de argint a Oceanului Atlantic, acolo unde valurile acestuia sunt azvârlite spre țărm. De la Bordeaux ne deplasăm înspre est de data aceasta și după 35 de kilometri parcurși ajungem în localitatea Saint-Milion, oraș medieval, cocoțat pe un dial, înconjurat de 5500 de hectare de viță de vie. Localității vine de la călugărul Milion, care venit din Bretania, s-a retras în această regiune în secolul al VIII-lea. Acesta și ucenicii lui au creștinat acest loc, devenind un mare centru religios, mulți pelerini oprindu-se aici în drumul lor spre Santiago de Compostela, dar nu numai. Orașul Saint-Milion și podgorile din jur au fost incluse în patrimoniul mondial UNESCO datorită istoriei sale lungi în fabricarea vinului, dar și pentru clădirile valoroase, biserici și case vechi care se întind de-a lungul străzilor abrupte și înguste. Bicicletele și facem o plimbare prin orașul medieval, dar și în afara acestuia, printre podgorile din zonă, urcând și coborând printre plantații de viță de vie, împrejmuite cu garduri vechi, având în centrul lor renumitele Chateau, proprietate în care se produce vinul, cu crame, pivnițe și castel. Thank you.
liniștea și pitorescul peisajului în mijlocul căruia pedalăm nu mai au nevoie de cuvinte. Palmieri, flori de leandru, lavandă sau trandafiri amplifică frumusețea acestui loc. De altfel, trandafirii sunt plantați în proximitatea podgorilor de viță de vie pentru că aceștia, fiind mai sensibili, prevestesc prezența bolilor comune și a ciupercilor care ar putea afecta cultura de viță de vie. Lăsăm bicicletele în parcare și facem o plimbare la pas prin satul cu străzi pietruite, întortocheate, abrupte și strâmte, printre clădiri foarte vechi de culoare galben-auriu. Centrul turistic al localității este împânzit de magazine cu vinuri, unele la prețuri decente, altele foarte scumpe. Cel mai important obiectiv turistic din Saint-Milion este biserica monolitică, construită în secolul al XII-lea, biserică săpată în piatră cu un turn înalt care domină întreaga zonă. Biserica Colegiului de pe deal este deosebită, un monument istoric construit în secolul al XII-lea.
on the graves, in the cracks of a thousand leaves, somewhere in between, our past and our future rolling over, all the dividing things, are you still listening? Wanna be heard? Părăsim zona Bordeaux și ne îndreptăm spre sudul Franței, o altă regiune deosebită a acestei țări, unde ne vom opri și noi în câteva locuri frumoase. And the powers that be.